Ziua, dragii mei, sunt Arotela cu etalarea pentru ianuarie, pentru fecioară 2019. Da, am întârziat și ce dacă. Probabil că unii dintre voi acum trebuie să primiți mesajul de la mine. Pentru unii se va potrivi, pentru alții poate nu. Am amestecat cărțile acestea. Am simțit nevoia să le păstrez pe acestea două, deși am văzut la un moment dat și alte cărți. Unii, într-adevăr, ori încercați să manifestați o nouă dragoste, ori, dacă nu e vorba de dragoste, o nouă etapă în relația în care sunteți, am văzut astfel de cupe, ori vindecare, ceea ce e nemaipomenit, sau dragoste față de voi pentru cei care, oameni născuți cu soare, lună, Venus în fecioară, care n-au știut să se aprecieze, poate încep să se aprecieze. Trecând peste aspectul ăsta, am mai văzut marele prăbușitor, nu? Unii dintre voi sunteți într-o situație foarte sensibilă, o situație, un angajament, că e la locul de muncă, că e căsătorie, e un contract care e undeva între ciocan și nicovală, să zic. E pe punctul să se rupă sau dacă s-a rupt, rămâne de văzut dacă veți mai reconstrui sau ce veți face după această ruptură, pentru că turnul înseamnă și ruptură. Sau pur și simplu un eveniment neașteptat în familie, în contract, în jobul pe care îl aveți. Dacă nu e ruptură, e un eveniment neașteptat foarte tulburător, care vă provoacă să vă schimbați sistemul de gândire, un sistem poate prea tradiționalist pentru unii alții, pentru alții, că sunt și fecioare foarte neconvenționale, prea neconvențional. Deci sunteți între tradiție și revoluție, să zic. Am mai văzut multe, dar haideți să vă povestesc un pic despre acest cavaler de cupe și judecata. Cavalerul de cupe este un mesager până la urmă, de dragoste, este un mesager de pace. Este un mesager de pace care este provocat să renască într-o situație. Ori vreți să faceți pace într-un conflict, într-o despărțire, într-o situație cum a apărut și turnul, da? Ori vreți să oferiți dragostea cuiva, a venit și asul de cupe. Variază de la unii la alții, o să vedem cum se așează cărțile. Este nevoia de a vă exprima emoțiile, sentimentele și de a renaște o situație. Eventual, ascultați-vă intuiția când va fi nevoie să vă exprimați. Ascultați-l și pe celălalt, ascultați-l și perspectiva ca să vedeți cum puteți construi, pentru că nu e suficient doar să vă exprimați, dar cu siguranță unii dintre voi aveți nevoie să vă exprimați și nu doar atât. Ați primit, demonstrează dragoste. 48, poate aveți vârsta 48 de ani, poate stați într-un apartament cu numărul ăsta, nu contează. Este vorba de nevoia de a demonstra. Cavalerul de cupe vorbește frumos, își exprimă dragostea și atunci judecata înseamnă mai mult decât vorbă. Înseamnă implicarea în această renaștere, în demonstrarea dragostei. Iubirii pe care o aveți, afecțiunii, sentimentelor pe care încercați să le exprimați, dar nu este suficient, trebuie să treceți și la practică. Ori să călătoriți, da, cavalerul de cupe călătorește, cavalerii călătoresc, da? Ori să faceți anumite gesturi practice prin care chiar să demonstrați dragoste. Susținere, cavalerul de cupe reprezintă și susținere emoțională. Că trebuie să fiți voi, eu așa cred că e vorba de voi, voi trebuie să fiți alături de cineva, nu doar să spui, da, îmi pasă de tine, mi-ești dragă, mi-ești drag, dar trebuie să vă arătați și practic, sunteți semn de pământ. Trebuie să arătați și practic aceste sentimente. Și încercați să găsiți ceea ce este important pentru celălalt, ca să fiți la subiect cu nevoile sale. Ia uite, apreciază acest moment. Da.
O să pun cărțile la loc. Conflicte. Ori aveți competitori, ori aveți oameni geloși în jur cu care trebuie să luptați, ori unii dintre voi aveți vecini, membri ai familiei care se opun într-o situație care vă bârfesc, cu care trebuie să luptați. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară. Am amestecat încă o dată pentru că am pus cărțile la loc și am spus că luna aceasta, sper să nu vă șocheze, dacă vă șochează, ascultați doar mesajul, nu vă uitați la cărți. Aș vrea să fac altfel etalările. Ia uite, Regina de Cupe. Regina de Cupe, o persoană foarte sentimentală, este undeva singură aici, semn de pământ. Sunteți oarecum separați, ori nu vorbiți, ori e la o distanță, într-un fel sau altul, da. Și trebuie să veniți, ia uite. E o separare între voi, semn de pământ, și Regina de Cupe, cine o fi această persoană. Poate să fie mamă, soție, o iubită, o persoană foarte sentimentală, romantică, un vindecător în sine, de care aveți nevoie, că sunteți semn de pământ și aveți nevoie semn de apă, dar este o separare, este undeva într-o relația voastră, este într-un moment de răceală. Ori nu discutați, oriceva se întâmplă și atunci trebuie să veniți voi. Cavalerul de monede, să echilibrați de la 5 la 6, să schimbați 5-ul și să-l duceți către 6, către echilibru. Poate veți veni într-un mod neașteptat, că iar apare turnul. Oh! Și bine ar fi să puneți capăt, acest rege de spade, să puneți capăt unor răni care v-au intoxicat viața și care eventual v-au ținut departe de acest personaj sau de acest potențial. Poate nu-i semn de apă, poate alt semn alt semn, dar e un potențial de dragoste adevărată. Spuneam că de data aceasta, uite, e un moment de decizie, de data asta voi amesteca altfel cărțile. De obicei le împart în două și le amestec, da? Și revin în poziție normală toate. De data asta vreau să le inversez, să vedem ce mesaje puteți să aveți pentru ianuarie și voi și alte zodii, da. O să fac chestia asta de 3 ori. Poate e prea mult, luna viitoare să fac doar o dată. Acum am început de 3 ori, asta e, vedem ce se întâmplă. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară, ianuarie 2019. Vor fi și cărți cu sus în jos, și cărți normale. La balanță apăru normale. Soarele meu venit să ascendent în Fecioară, ianuarie 2019. Vedem ce noroc aveți. Soare, lună, venit să ascendent în Fecioară. Ia așa, vedem. Of, a apărut asul de cupe despre care am vorbit, dar a apărut invers. Interesant. Asul de cupe invers. Poate această regină de cupe, care a apărut mai devreme, într-o perioadă de singurătate sau care își retrage dragostea după această perioadă de singurătate, poate că într-adevăr este nevoie și de demonstrații de dragoste. Vedem ce se arată. Probabil s-a vorbit mult, dar mai mult decât era cazul. Repet, nu e obligatoriu să fie semn de apă, e o situație de dragoste. Ori voi vă retrageți emoțiile, sentimentele dintr-o poveste, ori ei. Dar povestea este în preajma voastră. Dragostea este în preajmă, dar nu se poate manifesta din niște motive. Ia să vedem totuși din ce motive. Ia uite din ce motive. A apărut o carte normală, da? 10 de băte. Probabil că voi aveți o situație foarte obositoare acolo unde sunteți. Pentru mine reprezintă, fiind 10, un ciclu de mari responsabilități, de probleme, de situații pe care trebuie să le rezolvați și care vă consumă energia. Poate să reprezinte și un om, o persoană într-o căsnicie care îi consumă energetic. Aveți prea multe responsabilități, că e la locul de muncă, că e căsătorie, că a fost contract, da, poate jobul, contractul respectiv vă solicită foarte mult. Sau un semn de foc vă consumă energia și din acest motiv nu puteți să vă mai exprimați emoțiile. Ori față de ei, ori față de altcineva. Aveți un consum, asta e clar, energetic. Și aici e provocarea. Dacă lăsați măcar o parte din aceste bâte, din aceste responsabilități, aveți puterea, pentru că puterea constă în voi, nu doar în cărți, nu doar în ce zic eu sau alții, puterea să ridicați această cupă, să manifestați dragoste și mai înainte de toate, hai să nu mai vorbim doar de dragoste, de vindecare.
Și de vindecare spirituală, pentru că un om care e consumat energetic are nevoie de vindecare spirituală. În trecutul îndepărtat, 5 de spade. Ați avut conflicte, discuții multe cu cineva. Că o fi semn de aer, că nu o fi semn de aer. Poate a fost și un trio pentru unii dintre voi, că se vede că este un trio. Dar le-ați lăsat în spate, ați plecat și i-ați lăsat pe ei vorbind. E bine când apare această carte destul de negativă, da? Ați lăsat norii în jos și v-ați ridicat. E interesant, e semn de pământ aici, da? V-ați ridicat deasupra norilor. Foarte frumos simt să interpretez această carte. V-ați ridicat deasupra norilor. Vedem și ce mai apare în pozițiile următoare. Ați ales să vă căutați, acum aici dacă l-ați găsit, urmează să vă căutați echilibru, da? Pământul, să vă împământeniți. Pentru că v-ați consumat mental, într-un mod foarte negativ, în niște conflicte, într-un trio. Dar e bine că e o hotărâre. Pământul e deasupra, adică sunteți voi deasupra situației. Și e de bine. Poate chiar ați blocat pe cineva care tot are tendința să apară în viața voastră, da? Cu care discutați, dar am senzația că îi blocați. Sau ați început să-i blocați oricum. Trecutul, e bine, da, am vrut să zic, dar nu știu de ce mi-a rămas așa. M-am gândit la vindecare. Și asta pentru că văd lucrurile într-un fel în această carte. Dar e bine, deci de la 5 la 4, ați ales să nu vă mai implicați în conflictele care v-au consumat, care v-au creat probleme. Și în ultima vreme, eu știu ce înseamnă ultima vreme, poate să însemne și o lună și mai multe luni, poate unii ați ținut post, poate ați fost la mănăstire, nu știu, ați încercat metode de vindecare. Și eu cred că acest trecut apropiat implică cel puțin vreo 3 luni. Nu știu de ce așa cred eu. Cel puțin vreo 3 luni. Pentru că ați fost într-o perioadă de contemplare, de meditație, de autoanaliză, de vindecare, da? Mentală, în primul rând. Mentală. Ați vrut să înțelegeți un trio care v-a rănit sau dacă nu a fost trio, pur și simplu niște situații, vorbe care vi s-au spus, v-au jignit oameni într-un fel sau altul și ați stat și ați meditat. Cartea în poziție normală arată perioada de contemplare. Invers, eu zic că deja ați înțeles niște lucruri și sunteți pregătiți, vedem și ce se arată, să manifestați un nou început, o victorie într-o direcție. Vedem cum se așează, dacă am simțit bine. Regele de cupe în viitorul îndepărtat. Oh, aici sunteți voi, magicianul. Am zis, sunteți pregătiți să luați această... Sunteți pregătiți de un început, dar vă mai lipsesc niște resurse, zic eu. Mental aveți această hotărâre, magicianul. Și în poziție normală, deci nu... Invers, aș fi zis că cineva vă manipulează. Aici sunteți voi deja. Geme, Fecioară, Berbec sau Capricorn sau orice altă zodie, dar eu zic că sunteți voi pentru că voi sunteți guvernați de Mercur. Hermes. Dar să nu uitați că magicianul, când vrea să manifeste, trebuie să aibă toate resursele. Emoție, stabilitate financiară, pasiune, energie. Ceea ce voi nu prea aveți, sunteți destul de consumați, de-aia zic, voi vreți să manifestați, dar un pic de răbdare, pentru că vă mai trebuie niște instrumente, nu aveți emoții, emoțiile de care aveți nevoie ca să puteți manifesta acest nou început. În viitorul îndepărtat s-ar putea să fiți poate unii prea emoționali sau dimpotrivă, prea anafectivi. De la caz la caz. Depinde și de temperamentul vostru, de-aia zic. Nu pot să dau un verdict pentru un colectiv. Depinde și de temperamentul vostru. Posibil, pentru că a apărut asul de cupe, regele de cupe și regina de cupe mai devreme, care era în singurătate și care va aștepta eventual să oferiți ceva, ceva stabil,
Probabil că dacă veniți prea târziu, s-ar putea să nu mai primească oferta pentru unii dintre voi. Repet, aici regele de cupe invers puteți să fiți voi. Ori foarte emoționali, ori pentru că aveți 10 de bâte. Și aici e provocarea. Dacă continuați în acest stil, s-ar putea să vă goliți de emoții și de sentimente și nu-i bine. Că totuși voi vreți să manifestați ceva. Sfatul. 3 de bâte. Așteptați. Dar nu e așteptarea monedelor, celor 7 monede. Este o așteptare în pasiune. Unii dintre voi trebuie să învățați să vedeți viitorul ca să puteți să... Trebuie să învățați să vizualizați ceea ce vreți voi să manifestați ca să vină. Altfel, dacă vreți, ok, vreau să fac cu tare lucru, dar nu aveți viziune, nu veți realiza. Trebuie să aveți viziune. Este cartea vizionarului, din punctul meu de vedere. 3 de bâte. Bine, o altă variantă, că sunt multe variante. 3 de bâte îmi spune că trebuie să lăsați în spate o relație, 2 de bâte, și să vă concentrați pe voi, da? Pe voi, pentru că ați consumat multă energie unii dintre voi. 2 de bâte, dacă nu e vorba de relație, sunt, să zic, pot să fie și hobby-uri care vă țin pe loc. E interesant că aici sunt încrucișate. Lăsați situațiile încălcite. Concentrați-vă pe bâta voastră. Pe bâta voastră, adică pe energia voastră. Ce înseamnă bâta voastră? Înseamnă coloana voastră vertebrală. Da? Așteptați, este cartea așteptărilor. Poate așteptați pe cineva la distanță. Poate cineva de la drum vă așteaptă pe voi, că am zis mai devreme, cineva ar putea să vă și aștepte. Este o așteptare peste o apă. Dar încercați să vedeți viitorul cu alți ochi, pentru că dacă nu vizualizați, degeaba vreți să manifestați. Pentru că magicianul plus trebuie să aibă și conectare la spiritualitate și cu asul de cupe, mă cam îndoiesc. Voi ați început un proces de transformare, dar mai lucrează, mai durează, mai trebuie să mai lucrați. În ce privință rămâne de văzut? Oh, exterior, nebunul. Pentru unii poate să fie un vărsător sau un berbec sau un pește, că e zero, da? Punctul între berbec și pești. Dar e punctul tuturor posibilităților. E o persoană care ar risca să fie cu voi. Are optimism. Poate persoana are și un cățel. Sau are un prieten care îi susține în această direcție, are credință. E o persoană interesant ce simt acum. E o persoană care a riscat să fie în preajma voastră. Și e vorba de risc, pentru că voi nu sunteți încă mai aveți niște situații de rezolvat. De-aia zic că e risc. A risca. Dar ce e interesant de la această persoană, vom vedea ce mai apare, este că puteți învăța credința. Magicianul are multă nevoie de credință. Degeaba ai toate instrumentele dacă nu ai credință. Și voi de-abia acum, la 4 de spade invers, de-abia ați mai lucrat un pic unii dintre voi. Dar cineva vrea să vină, își dorește. Poate chiar și vine, într-un fel sau altul. S-o ia de la zero, să zicem, într-o privință. De ce vă este teamă de voi? Vă este teamă de voi. Interesant. De latura voastră întunecoasă. Eremitul. Vă este teamă că nu veți găsi lumina într-o situație. Eremitul e similar cu 4 de spade. Vă este teamă că nu veți găsi lumina. Probabil că trebuie să mai lucrați. Spiritual. Că eremitul vorbește despre o călătorie spirituală. Asta exprimă cartea. Și invers. Asta e, trebuie să aveți răbdare. Dar nu o răbdare de asta plictisitoare, o răbdare vizionară. Era un citat interesant.
din Rumi. Privește trandafirul, contemplează-i floarea, dar nu uita de țepi. Trebuie să aveți răbdare și viziune, dar aveți de teamă posibil că... Da, nu înțelegeți încă situația. Interesant, foarte mare deosebire între nebun și acest eremit. Nebunul are soarele în spate și riscă. E în lumină. Eremitul are o lumină lângă el. Da? Care să-i arate drumul. Dar e încă în întuneric și în frig. Ce opuse sunt. Ce opuse sunt și în poziție normală. Da, pe ea normală. Încă mai aveți de lucrat cu niște aspecte ale voastre. Vă este teamă că eremitul... Invers. Eremitul invers iese din izolare, dar este în poziția fricii. Vă este teamă că nu sunteți pregătiți să ieșiți din izolare. Ați vrea, aici sunteți voi, este ceea ce doriți, dar aici este poziția fricilor. Știți că e mare diferență între ceea ce dorim, între subconștientul nostru, între conștient, cum acționăm, da? Ce vă doriți? Ia uite ce frumos, un început, valetul de bâte. Vă doriți, eventual, o persoană mai tânără decât voi, posibil. Pentru alții poate vă gândiți la un copil, dacă poate nu toată lumea se gândește la o persoană mai tânără. Unii dintre voi vă doriți ca acest copil să aibă succes, da? Este, bâtele reprezintă succes, creativitate, pasiune și atunci dacă e vorba de un copil, evident că vă doriți să aibă succes, să aibă spor. Dacă e vorba doar de voi, vă doriți să faceți primii pași, nu doar să așteptați, dar asta e poziția dorințelor. Sfatul este să mai așteptați o leacă, pentru că trebuie mai întâi să aveți viziune, să vă faceți un plan, da, de la 1 trebuie să treceți prin 2, prin 3 și apoi ajungeți la 4, da, la stabilitate. Vă doriți să faceți primii pași. Poate dintr-un punct de vedere are legătură și cu demonstrează dragoste, adică chiar trebuie să arătați într-un fel ceea ce simțiți, pasiune, da? Ca să răsuciți această cupă invers. Finalul 3 de cupe. Eu cred că odată cu 3 de cupe în poziția finalului s-ar putea regele de cupe să reprezinte o stare de super emotivitate. Trei de cupe, regina de bâte invers și asul de bâte, interesant. Unii dintre voi cred că o să lăsați acest semn de foc. Ori e semn de foc, ori o situație care nu vă priește. Asta pentru că văd regina de bâte invers. Fiți atenți că mai este și o altă variantă. Da? Lăsați, dacă nu-i semn de foc, situația aceasta care vă consumă, renunțați la ea ca să începeți, da? 10, da? Și 11 și intrarea într-un nou ciclu. Sper că înțelegeți ce zic. Ca să vă puteți bucura și voi de niște aspecte ale, eu știu, vieții voastre. Pe de altă parte, s-ar putea să aveți o întâlnire cu cineva
față de care aveți o mare atracție fizică. E o chimie nebună. Regina de băte invers exprimă și o foarte mare sexualitate și lângă asul de băte mi se confirmă chestia asta, că și asul de băte este un simbol falic. Și atunci dacă voi vreți să transmiteți un mesaj pasionat sau să vă exprimați pasiunea față de ei, posibil unii față de un semn de apă, da, s-ar putea să vă simțiți bine și ei să devină foarte emoționali. E o chestie în care, o situație chestie, o situație în care este foarte multă dorință fizică. Foarte multă dorință fizică pentru cineva. Pentru cineva. Vreți să vă echilibrați viața. Poate că în preajma cuiva sau după această perioadă de meditație, de contemplare, de vindecare, poate v-au lipsit emoțiile, v-au lipsit pasiunea și în preajma cuiva vă regăsiți aceste stări. Și prin aceste chestiuni vă echilibrați viața unii dintre voi. Vreți să luptați? Să mergeți mai departe în orice situație în viața voastră, să manifestați, da, în relația aceasta. Să munciți, să faceți bani, să vă implicați ca să încheiați un ciclu și să începeți un nou ciclu, un ciclu mare, adică etapă importantă. Dar haideți să rămânem doar aici, da? Trei de cupe, energie pozitivă. La capătul setului de cărți, ce aveți? 5 de băte invers. 5 de băte, renunțați la niște conflicte, nu vă mai interesează eventual bârfele, luptele cu concurența, care într-un fel v-au dezechilibrat, aici puteți să fiți voi regina de monede invers, v-au dezechilibrat. Regina de băte în poziție normală este o persoană foarte echilibrată, dar toate aceste conflicte v-au dezechilibrat și atunci trebuie să le lăsați în urmă, dar vă ridicați deasupra lor, ea are pământul deasupra. Iar plecare, călătorie, eventual mentală, detașare mentală, 5, 6, 4, ia uite, 4, 5 și 6. Da? Vă detașați mental de aceste conflicte care v-au dezechilibrat și financiar, pe de o parte, că nu degeaba a apărut mai devreme 8 de băte și de monede, vreți să munciți, să vă implicați. Așa, v-au dezechilibrat. Și cred că unii în aceste conflicte, oricum semn de foc sau cu orice alt semn, nu contează, repet, pot să fie și la locul de muncă aceste conflicte pe care le lăsați în spate. Da? V-au perturbat valoarea de sine. Vă detașați mental, poate o perioadă veți jongla un pic finanțele, situațiile, viața, va trebui să jonglați. Poate așteptați o susținere financiară din partea cuiva. Trebuie să învățați să puneți niște ziduri de protecție în preajma voastră față de cei care v-au agresat în trecut, mental și chiar fizic. Au fost discuții, repet, pot să fie și la locul de muncă. Dar trebuie să învățați să stați în picioare și să puneți ziduri de protecție. Și uite așa, aveți și 9 de cupe și spânzuratul, vă bucurați de voi, reușiți să vă creați un confort emoțional, să vă împliniți dorințele emoționale. Nu e obligatoriu să fie semnul peștilor aici, dar învățați să vedeți lucrurile și dintr-o altă perspectivă, să renașteți și așa mai departe. Ia uite, să vă regăsiți echilibru, unii poate chiar în familie, dar nu e obligatoriu, variază de la unii la alții. Dar în primul rând trebuie să renunțați la ce vă consumă, aici e provocarea,
la conflicte, să meditați foarte mult. Aveți și patru de spade și eremitul, să meditați foarte mult. Repet, s-ar putea regele de cupe invers să fiți voi, oarecum, într-o stare de dezechilibru emoțional. Ori veți arăta foarte mult, ori nu veți arăta nimic, variază de la personaj la personaj, că sunteți diferiți. Un mesaj de la Înger pentru Fecioară, ianuarie. Un mesaj. Nu mai știu cum am făcut, am ales eu. Hai să aleg eu. Asta? Ce frumii! 3 de... true love. Ce fi zis 3 de cupe? Mă uitam la 3 de cupe. 30. O dragoste adevărată. E prin preajmă. E prin preajmă. Că o simțiți. Și iar apare, demonstrează dragostea. Demonstrați. Nu e suficient doar să simțiți, doar să vorbiți, da? Demonstrați. Adică încercați și treceți la fapte. Și dacă demonstrați cineva, riscă. Riscă. Mai multe ca să fie cu voi. Sau dacă nu e vorba de aia, o poveste de dragoste, poate să fie cu copilul vostru, evident. Da? Sau vindecându-vă, să vă atrageți această dragoste, să simțiți că vine, vine din ce mai aproape, doar că trebuie să, unii dintre voi să așteptați, aici sfatul, trebuie să mai așteptați o leacă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup, numai bine!